În aceste momente de tulburare și instabilitate, când teama parcă vrea să ne umple interiorul nostru, când orizontul pare din ce în ce mai întunecos, doresc să facem un popas lângă o oază de liniște, unde sufletul nostru să primească pacea lui Iisus. Vă spun un bun venit la acest program de laudă și vă mulțumesc că ne-ați primit în casele dumneavoastră pe calea undelor, pentru a vă aduce speranță, liniște și încredere în Tatăl nostru ceresc. David, păstorașul acela care își îngrijea turma pe colinele Betleemului, iubea muzica și cânta cu toată inima spre slava lui Dumnezeu. Una dintre multele declarații ale sale sună astfel: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Doresc ca în momentele următoare să înălțăm o rugăciune către Tatăl nostru Ceresc și să ne călăuzească El în clipele frumoase pe care le vom petrece ascultând muzică. Tatăl nostru Ceresc, venim înaintea Ta în aceste clipe să-Ți mulțumim pentru că ne iubești, să-Ți mulțumim pentru că Te simțim aproape, îți mulțumim pentru Domnul Hristos care a murit pentru fiecare dintre noi. Dorim ca în clipele următoare să vii cu Duhul Tău cel Sfânt în mintea noastră. Dorim ca tot ce vom asculta să fie spre bucuria inimilor noastre și spre lauda Ta. Te rugăm ca să cobori în fiecare inimă, să aduci Tu pacea Ta, să aduci Tu liniștea adevărată. Te rugăm ca să înviorezi și să ne dăruiești putere, să ne dăruiești înțelepciune, să ne dăruiești sănătate și doresc ca cu toții pe mare de cristal să Te lăudăm pe Tine. Te rugăm ca să binecuvintezi persoanele care vor cânta, să binecuvintezi fiecare tânăr, să binecuvintezi fiecare persoană care ascultă și va asculta aceste momente frumoase. Te rugăm ca să Te simțim aproape, dorim ca să fim ai Tăi. Îți mulțumim pentru toate, îți mulțumim pentru că putem găsi iertare și dorim ca să fim curățați de Tine. Dăruiește-ne liniște, dăruiește liniște în fiecare casă care ascultă. Te rugăm ca să ne dăruiești o viață liniștită lângă Tine în continuare și atunci când vei veni pe norii cerului să Te putem lăuda cu toți cei mântuiți pentru veșnicie. Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Amin. Vreau ca în continuare să las muzica să găsească loc în inima dumneavoastră și toată lauda să fie adusă Creatorului nostru. Samar la fântână, venit am apă ca să scot, dar vocea lui Iisus răsună din apa vieții ca să-ți dau eu pot. Dă-mi, Iisuse, apă vieții.
sufletul arzând. Credo, Doamne, că Tu ești profetul ce-ai adus iubirea pe pământ. Unde-i, Doamne, locul sfânt de închinare? În văi umbrite sau la munți? O, nuci în suflete smerite și-n jertfa unei aplecate frunți. Dă-mi, Iisuse, apă vie, stâmpărăm Tu sufletul arzând. Credo, Doamne, că Tu ești profetul ce-ai adus iubirea pe pământ. Prieten drag, ce cauți mereu fericirea, izvorul e la Domnul Sfânt. Iisus, divinul nostru mire, ce din înalt veni jos pe pământ. Dă-mi, Iisuse, apă vie, stâmpărăm Tu sufletul arzând. Credo, Doamne, că Tu ești profetul ce-ai adus iubirea pe pământ. Oh,
Cine
David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Zilnic trebuie să creștem și să continuăm să ne ridicăm deasupra puterilor întunericului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. Cântecele de laudă la adresa lui Dumnezeu deseori alungă dușmanul. Proslăvirea lui Dumnezeu îl va face pe dușman să se retragă și victoria ne este dată. Amin. Oh,
există un prieten ce mai mult ca un frate, ce-a răspândit iubirea pe pământ. Iubise că se duse chiar la moarte, Iisus Hristos e numele-i cel sfânt. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul meu ocrotit. Când vin furtuni în viață, Iisus, am speranță, eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Iubirea sa-i lumină pe cărare, dureri, necajuri, el va alina. Acea crucii apăsare, în rugă când înaintea lui voi sta. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul în Iisus am speranță, eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. În tot momentul El e lângă mine, e chiar în viața mea, și nimeni nu-i să facă atâta bine, și nimeni pace nu poate să-mi dea. Eu știu că m-a iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul în Iisus am speranță, eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Eu știu că sufletul meu ocrotit. În Iisus am speranță, eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat, El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. După trecerea Mării Roșii ca pe uscat, după ce oastea cea mare a lui Faraon a fost nimicită, Moise a cântat plin de bucurie. Domnul este tăria mea, temeiul cântărilor mele de laudă. Și noi vom putea să-i cântăm din toată inima lui Dumnezeu atunci când experimentăm minunile sale în viața noastră, când vedem binecuvântările pe care El le revarsă mereu, fără să merităm acest lucru.
De aceea, haideți să-i cântăm cu bucurie din toată inima, căci bunătatea lui ține în veci pentru cei ce se tem de el. Să găsim zilnic motive pentru a-i cânta lui Dumnezeu. Să-l lăudăm așadar!
Te-ai gândit că fiul tău va da la ori vedere? Oare te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit că acest fiu al tău e rege sus în cer, când priveai la chipul său, îl priveai pe Dumnezeu. Și ori văd și surzi aud și șchiopii merg nou, și toți acei ce cred în El vor fi născut din nou. Adios, ai gândit că fiul tău va fi un miel de jertfă? Oare te-ai gândit că fiul tău trăi pentru moarte? Te-ai gândit că acest fiu al tău va răspândi lumina și că viața și-o va da pentru viața ta? Și cu El și pe al nor toți vom pleca.
Iisus adesea cânta. Cu cântări în glas, El spunea bun venit dimineții. El înveselea orele de muncă și aducea bucuria cerului la cei rupți de oboseală și descurajați. Când a fost copil, El a fost ispitit să păcătuiască, însă El nu a cedat ispitei. Când s-a făcut mai mare, El a fost ispitit iar. Dar cântările învățate de la mama sa i-au venit în minte și atunci își înălța glasul în pustie. Cântecul este arma care poate fi folosită împotriva descurajării. Amin.
David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor lui și din mâna lui Saul. De aceea te voi lăuda printre neamuri, Doamne, și voi cânta spre slava numelui Tău. Vrăjmașii vor fi mereu pe acest pământ, reprezentați de îngerii celui rău, care ne asaltează cu ispitele sale, de oameni răi, de boli, de pandemii. Dar în mijlocul tuturor vrăjmașilor, Dumnezeu promite să fie cu noi atât timp cât și noi ne dorim să rămânem cu El. Promite să ne ocrotească și să ne păzească, să îngăduie asupra noastră doar acele lucruri care duc la formarea caracterelor noastre pentru veșnicie. Asemenea lui David, să îndreptăm și noi către Dumnezeu cuvintele cântărilor noastre, să-L lăudăm printre neamuri. Ești cu Iisus, păzitești de rău.
necazul în noi, nu-i chiar așa greu. Când ești cu Iisus, când ești cu Iisus, păzit ești de rău. Atunci îți cânt, mă
ești stăpânitor. Ce mare ești, ce mare ești! Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dacă muzica v-a umplut sufletele de bucurie, dacă pacea s-a șternut peste inimile dumneavoastră, vă rog să dați like și share ca astfel și alte suflete să fie binecuvântate. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre dumneavoastră. A celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Ne rugăm! Tatăl nostru, care ești din ceruri, venim înaintea Ta la sfârșitul acestui program de laudă să-ți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat în mod deosebit cu privilegiul de a Te lăuda pe Tine. Îți mulțumim că Tu ne ocrotești la fiecare pas, ești cu noi, ne binecuvintezi, ne dai sănătate și ne ajuți ca să Te putem face de cunoscut oamenilor. Te rugăm să ne binecuvintezi în continuare pe fiecare, să fii Tu cu fiecare ascultător al nostru, să îl ajuți să Te primească pe Tine și astfel să luminăm această lume și să grăbim venirea Ta. Te rugăm să rămâi Tu cu fiecare în parte dintre noi.
Te rugăm să fii Tu cu cei care suferă din diferite motive, să îi binecuvintezi, să le alini lor suferințele și să ne ajuți, Tată bun, să ne încredem în Tine la fiecare pas și să ieșim biruitori. În numele Domnului Iisus am cerut toate acestea și îți mulțumim. Amin. Vă așteptăm și duminică seară la ultima prezentare din acest ciclu intitulat Efectele muzicii asupra creierului. O seară bună!